Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți a revenit la aspectul de odinioară. Construcția ilegală de la parter a fost demolată. Asta după ce, acum mai bine de două luni, primarul orașului Renato Usatăi a luat barosul în mână și a dat start lucrărilor de demolare a construcției samovolnice, care potrivit lui știrbea din imaginea naționalului bălțean. Mai mulți voluntari s-au angajat să reanimeze parterul teatrului, iar pentru a cumpăra materialele de construcție necesare, Fundația Renato Usatăi a alocat 150.000 de lei. Попросили нас отреставрировать то, что можем, то, что возможно довести до человеческого ума, потому что здесь, если посмотреть прежний репортаж, здесь было все очень в ужасном состоянии, все сыпалось. Работали волонтеры, то есть мы реставрировали. Кто штукатур, кто маляр, кто кровельщик, но все пришли и краской покрывать это не надо, института заканчивать. Администрация театрului îndeamnă oamenii să păstreze ordinea și să nu transforme parterul într-un loc plin de gunoi, așa cum era până nu demult. Am avut parte de o construcție ilegală aici, cu care așteptam să dispară timp de vreo 3 ani. I-a venit sfârșitul acestei construcții ilegale. Haideți să păstrăm curățenia. Haideți să ne bucurăm când cineva face ceva frumos, să ne bucurăm că este frumos, pentru că teatrul are menirea de a aduce frumos în sufletele oamenilor. Primarul de Bălți a declarat că toate construcțiile ilegale din oraș vor împărtăși aceeași soartă. Если бы они знали, что если ты прикоснешься к памятнику архитектуры, штраф будет 2 миллиона лей и конфискация активов, поверьте мне, такого в стране нигде не будет. Ни в Бельцах, ни в Кишиневе и так далее. Если бы госпожа Епури знала, что эта незаконная стройка может привести к конфискации друмбона в пользу государства, это бы стройки не было. Amintim că în anul 2008 un agent economic cu permisiunea fostului director al teatrului și cea a Ministerului Culturii a început să construiască ilegal un local de agrement chiar la parterul clădirii.